V-ați întrebat vreodată cum ar fi să intrați într-un lift și dintr-o dată să se ducă podeaua și să cădeți în gol? Nu știu care e răspunsul vostru, dar astăzi vom vedea ce înseamnă mai exact să cazi efectiv dintr-un lift și să te umpli tot de frișcă. Pentru că sunt doar prank-uri, bro. Sunt doar prank-uri. Bine v-am găsit, frățiorii mei, la un nou episod din Sâmbăta Reacțiilor. Astăzi vom reacționa la niște prank-uri, la niște farse care cică sunt cele mai înfricoșătoare prank-uri din lume. Nu uitați, frățiorii mei, că în fiecare sâmbătă la ora 12 postăm un videoclip nou din Sâmbăta Reacțiilor. Puteți să-mi trimiteți și voi videoclipuri la care să reacționez pe sâmbătareacțiilor@gmail.com și nu uitați să rupeți butonul de subscribe și de like. Mai avem foarte puțin până la suma minunată de 52.000 de abonați. Ne apucăm de reacție, fraților. Haideți să vedem cele mai înfricoșătoare prank-uri care există pe planeta asta. Acestea sunt. Hai să vedem. Pe fata aia a umplut-o efectiv de frișcă. Full! Da, văd. Văd unde te duci cu chestia asta. Văd, no, e cam creepy un pic. Hai să... Vă dați seama, efectiv, acum o să comentăm probabil la prank-ul respectiv, dar voi vă dați seama să mergeți să vedeți un televizor așa și să iasă domnișoara de aici și să... Bam! S-a terminat. Elevator, but the second they step inside, this happens. One minute later. Deci și că oamenii ăștia intră în liftul respectiv și... duce. Se duce efectiv. But the second they step inside, this happens. Mamă, cum s-o dus aia, bă. Definitely something you can never. Uite, bă, de... Tu-ți dai seama că ăla care a stat acolo, că mai era unul, stai. Uite, uite, ăsta care stătea aici. Hai, dumneavoastră. Doamnele primele. But the second they step inside, this happens. Bam. Aia își făcea părul. Pam, 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 hop. S-a dus. It's definitely something you can never. Nope. Could you? These tourists in China. Bă. I probably thought that walking on this glass bridge was scary enough on its own. Bă, voi vă dați seama că e efectiv foarte înfricoșător să mergi pe chestia aia, știi, pe podul respectiv. Apoi să mai vezi și că se rupe, s-a terminat, că se sparge sticla, ce vorbe. They clearly had no idea what was in store for them. Păi îți dai seama că s-a terminat, oamenii aia nu mai calcă pe podul ăla niciodată. Inside, I'm sure you know it's a prank. Hai de cap, mă, uite, s-au și căzut așa. Extra real. Bă, omul a fost inventiv. Just waiting around for something to happen. Then suddenly the entire desk slides open. What do you do? Plecam acasă, ești nebun. Plecam acasă. To stay and look. That's exactly what the pranksters wanted. Before they knew what was happening, they had a face full of cream. It looks like it. De ce râd la asta, doamne? De ce? Mamă, știu precum ăsta, am văzut ceva pe TikTok ăsta. You probably need to look into purchasing a dinosaur ăla, sau? Da. Mamă, ce s-a speriat omul. But there's one big benefit to a dinosaur. Nici nu putea să fugă săracul, bă, ce s-a speriat. Adică, vă dați seama, vine dintre reptila pe tine, ce vorbești, mă? Creators put together the perfect set for a scary prank. Just when their customers expected it, the screen pulled up with. Da, asta e tare, deci... Noticing, leaving a gap for the actress to crawl out and scare the life. Mamă, și-o și lăsa singur. The unsuspecting victims. Oh my god, Adrian. Asta o crezut că e 3D, ești nebun, o crezut. Ce vorbești, mă, mamă, fii atent cum iasă din televizor, ești nebun. Well, most of them anyway. Office with hidden cameras and set up one of their TVs so it looked like a window. Știu prank-ul ăsta. Job interviews are stressful enough. They're far worse when a meteor suddenly appears. Vai de capul meu. Bă, dar le tremură și camera ceva, ori pus efecte. Some people really know how to create drama. But the TV... What the fuck, o pus pizza pe... Ești nebun, o pus pizza pe tavan, pe... Ce că să apeși pe buton. Hai să vedem. Once that happens, all what the f- breaks loose. With staged fights and gunfire breaking out in the town. Bă, ce mișto ești, nebun. Ia vezi că mamă cu efecte din alea cu... Bă, mă lași. Deci... Uitați-vă la asta. Sticky goo behind a closed door. Omul a căzut cu fața în lipici. Just wait for the next victim. Păi vă dați seama. Highlights definitely their previous victim sitting on the sofa. Really, nigga? Fața băiatului ăsta spune tot, efectiv. He didn't even try to... Uitați-vă și voi, da?
until something like this happens to you. This prank show set up a drinking fountain with a twist. Serii mei, cam asta e videoclipul din sâmbătă a reacțiilor de săptămâna asta. Bă, a fost un videoclip super mișto, adică am și râs, am și rămas proști. Mulțumesc că v-ați uitat și vă pup!